Bună ziua, doamna președintă interimar. Cum e posibil la 9.41 să fim anunțați că la 10 în ședință? Sincer. Asta n-aveți grup, că v-ar fi anunțat de ieri. Doamna, dar nu-i normal, sunt senator al României. Găsiți-mă un grup care să vă informeze. Dar nu vreau, eu nu mă pot regăsi între trădătorii ăștia, nu vă supărați, ăștia sunt trădătorii. Nu, doamnă, eu am fost doar o pe listă, i-am băgat în Parlament, eu îi scot. Da? Da, eu i-am băgat în Parlament, eu îi scot. Da? Păi cum adică? Da. Cum e, doamnă președinte, normal în 20 de minute să fii la Parlament și să votezi? Fără să... ajuns, vă mulțumim că ați ajuns. Dar nu trebuie să mulțumiți, e obligație. Dar ce faceți cu cei care lipsesc că sunt în provincie? Asta mai lipsiți și când e plenul de luni și e anunțat. Da, i-a fost festivitatea mea de copilului meu. Conform legii am dreptul să lipsesc când este festivitatea de premieră. Multe zile de luni. Zău? Eu lipsesc? Zău? Ia dați-mi dumneavoastră. Dar de ce să nu mă... Dar de ce? Ziceți mie adevărul? Eu nu am absențe, doamnă, că eu fac live-uri de la toate aceste ședințe. Da? Nu, eu vin în de fiecare dată, dar dumneavoastră cum ați avut funcția de președinte interimar ilegal? Un an jumate președinte interimar, de ce? Pe chestii politice? Nu, doamnă, birou permanent nu reprezintă poporul român, da? Nu reprezintă. De ce nu l auzim pe domnul Ciucă? De ce? Nu, doamnă, dumneavoastră nu aveți ce să discutați. Unde e domnul Ciucă? De ce nu l-a spus să vorbească, să vedem și noi ce cu plagiatul său? Când va vorbi? După ce va fi ales, că așa ați hotărât? Nu vreau. Nu, vreau cu dumneavoastră să știu de ce un an jumate a stat interimar. Și de ce cu 20 de minute înainte a anunțat ședințe.